Hei, bună ziua! Vin cu acest vlog pentru dumneavoastră, pentru cei care îi susțineți pe Alina și pe Valentin și știu că nu aveți ocazia să îi vedeți pe toate rețelele de socializare, așa că fac acest vlog și pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun că Valentin și cu Alina s-au petrecut la ziua unui prieten de-al lui Valentin, iar în dimineața aceasta Valentin a fost la muncă. În drum spre casă s-a oprit să ia Alinei un buchet de trandafiri roșii, așa cum știți că îi plac ei. Iar Alina, ce credeți, l-aștepta cu masa pusă. I-a gătit tot felul de lucruri, pește, orez, cartofi, dovlecei. Pe tata i l-a făcut, știți că Alina se pricepe când gătește și ea gătește pe stilul acela mai de sal, așa, cu mai puține calorii, dar foarte gustos. Valentin, v-am spus că a făcut o surpriză, i-a luat un buchet mare de trandafiri roșii și urmează să-și petreacă duminica împreună. Așa că planul de viitor, spuneau că își doresc să plece într-o vacanță, dar așteaptă să se mai așeze lucrurile, să-și așeze și casa acolo unde stau acum. Spuneau că în Grecia și-ar dori să plece. Ne bucurăm foarte mult pentru felul cum își trăiesc ei viața, chiar se și distrează, au timp și de muncă și de toate lucrurile care îi fac pe ei să se simtă ok. Nu știu dacă a fost aseară challenge-ul cu Alina și cu Nora, eu nu l-am văzut și nici nu am primit nimic de la fete. Vă pupic, vă doresc o după amiază minunată și ne mai auzim la următorul vlog.